banii, dacă nu îi văd utilizați cu ceva util, din tot ce s-a întâmplat locală, n-am nicio valoare. Dacă ceea ce vedem astăzi, ceea ce am văzut cu noi, și noi săptămâna trecută, reprezintă de fapt o altfel de față a jucătorilor, o dezvoltare efectivă. Și în acest exercițiu, Dorjo a avut 2 miliarde de euro care se vorbim. În discuție pe care le avem, să alocăm undeva de 4 miliarde de euro. Dar dincolo de sume și de valori, cea mai importantă lucru este ca cetățenii să beneficieze de ceea ce ne pot oferi aceste investiții. Dacă discutăm de investiția de astăzi, practic o să avem, sau cei din investitorii din Buzău și o să aibă o protecție de mai ridicată, un răspuns mai rapid la orice fel de situație.